Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip din Germania. În cazul în care doriți să vă cumpărați o mașină din Germania, este foarte simplu pentru dumneavoastră. Trebuie să lăsați doar un comentariu cu mașina pe care o doriți și eu promit că am să fac absolut tot posibilul să vă găsesc mașina într-un parc din zona mea, adică din Landul Baden-Württemberg. Înainte de a trece la treabă, nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați un like și un share. În videoclipul de astăzi, mai exact în minutele care urmează, vreau să vă arăt o mașină suedeză. Bine, acum este chinezească, dar am înțeles că se fabrică la calitatea celor din Suedia și anume, este vorba despre acest Volvo V40. Cam așa arată mașina din față, putem observa că farurile sunt ok, avem big xenon adaptiv. Aici avem spălătorul de faruri, proiectoare. Din păcate pe față nu avem senzor de parcare, dar urmează să filmăm și spatele și vom vedea dacă vom avea. Volvo, o mașină destul de rară, nu este atât de apreciată ca un Volkswagen în România, dar să știți că nici în Germania nu este o mașină populară, nu se cumpără ca un BMW, ca un Volkswagen, ca un Audi. Să dăm o tură, să vedem exact cum arată. Astea sunt jantele, sunt pe 16. Avem cauciucuri de iarnă în stare bună, mai merg undeva la 2-3 sezoane. Din păcate văd că este puțin lăsată anvelopa. Discurile sunt ok, nu au buză mai deloc, sunt puțin ruginite pentru că mașina de aproximativ 2 săptămâni este în parc. Am uitat puțin mai devreme și la plăcuțe și sunt într-o condiție bună. Să vedem cum arată și discurile pe spate. Janta, cum se vede, este ok, într-o stare bună. Și pe spate discurile sunt într-o condiție foarte bună, nu necesită înlocuire. Plăcuțele de asemenea sunt ok, nu necesită înlocuire, deci a scăpat de această grijă în următorii 20-30 de mii de kilometri. Această mașină este pe clasă cu un Golf, cu un Opel Astra, cu un Ford Focus, dar din punctul meu de vedere aș alege un Volvo V40 în detrimentul unui Golf, pentru că este o mașină mai rară și am înțeles că fiabilitatea este mult peste un Golf. Așa arată și din spate mașina, inscripția V40, farurile pe spate, adică stopurile sunt cu becuri normale, avem aici niște oi de pisică, din păcate nu avem nici pe spate senzor de parcare, avem aici două evacuări, sunt puțin afumate pentru că este vorba despre un benzinar turbo, încă nu v-am zis ce motorizare, puțin mai târziu am să vă zic. Da, avem și un ștergător pe spate, a doua evacuare. Deja vedeți aici T4, asta înseamnă că avem un motor turbo, probabil v-ați prins despre ce motor este vorba. Se prezintă într-o stare bună, am vorbit cu vânzătorul al acestei mașini și mi-a zis că tehnic este ok, nu necesită nicio înlocuire în următorii 10.000-20.000 de kilometri, plus că aveți niște anvelope de iarnă de la Hankook în stare bună, două sezoane nu veți avea absolut nicio grijă în această privință. Aveți aici un eleron care arată destul de interesant. Ia uitați, de aici se vede mai bine. Și din această poziție. Nu are elemente revopsite, cel puțin la prima vedere așa se vede. Nu am un tester de vopsea ca să măsor grosimea vopselei, dar pare a fi ok mașina. Uitați și aici linia, nu există nicio distanță. Să mai privim mașina din față, încă o dată, arată chiar ok. Vreau să vă arăt puțin interiorul, care arată interesant, o culoare deosebită. Cam așa arată. Avem scaule full piele. Această piele, din păcate, este puțin mai greu de întreținut, deoarece este deschisă. Trebuie să aveți mare grijă în ce vă îmbrăcați. Avem o cutie automată, dublu climatronic, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lumini automate, o frână de mână clasică, este o mașină destul de bine dotată. Să știți că tapiseria, nu știu dacă se vede pe cameră, este într-o stare bună, bună spre foarte bună. Vreau să aruncăm o privire și pe anunțul vânzătorului. Așadar, este vorba despre un Volvo V40 Cross, asta înseamnă că este puțin mai înalt decât unul normal. Mașina este din 2014 cu doar 103.000 de kilometri. Cum am zis mai devreme, este un benzinar, un 1.6 turbo de 179 de cai putere, Euro 5. Și prețul este de 16.490 de euro. Ce părere aveți despre această mașină? Voi ați cumpăra un Volvo în detrimentul unui Ford Focus, unui Opel sau al unui Golf?
Întreținerea este puțin mai scumpă decât al unui concurent enumerat puțin mai devreme, dar să știți că își merită toți banii. Acest motor 1.6 de turbo s-a dovedit a fi destul de fiabil în timp. Într-adevăr, nu are o istorie prea îndelungată în spate, dar cei care au această mașină spun că este ok, nu au fost probleme mari. Dacă sunteți interesat de această mașină, dacă doriți să o cumpărați, este foarte simplu, mă contactați pe mine sau pe dealerul unde este mașina în parc. Sper că v-a plăcut acest videoclip, am fost John, v-am salutat, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share. Până data viitoare, v-am salutat încă o dată, toate cele bune, ciao, ciao!